Festivalul Internațional Studio, întâlnirea școlilor de teatru de la Târgu Mureș, este un eveniment care le oferă studenților și profesorilor de teatru români și străini ocazia de a lucra împreună timp de câteva zile în cadrul unui program complex de spectacole, workshop-uri, dezbateri, concerte și lansări de carte menite să aducă în același spațiu experiențele universităților de teatru din Europa. Cred că ce are special Festivalul Internațional Studio, întâlnirea școlilor de teatru, este că oferă posibilitatea ca pe parcursul întregului festival toți studenții, profesorii, specialiștii în domeniul teatrului și artelor spectacolului să rămână împreună, să creeze împreună, să participe la o multitudine de workshop-uri, expoziții, conferințe, spectacole, fiind împreună pe întreaga durată a festivalului. Festivalul Studio de la Târgu Mureș stimulează dialogul între școlile de teatru din Europa, dar este și o întâlnire a culturilor din țările participante, care în acest an au cuprins Italia, Ungaria, Marea Britanie, Ucraina, Germania, Croația și România. Festivalul este foarte important pentru o universitate de arte, pentru că este cam singura ocazie în care se pot întâlni studenții și profesorii care profesează în arta respectivă. Și de aceea ne bucurăm foarte mult că am reușit să organizăm și în anul acesta acest festival. Mă bucur că suntem foarte mulți, suntem o mulțime numeroasă și eu zic să și începem. În secțiunea sa dedicată cercetării, Festivalul Studio 2019 a adus la Târgu Mureș una dintre personalitățile teoriei teatrale mondiale, Patrice Pavis, care timp de 3 zile a susținut un atelier despre noile forme performative, cu participarea unor specialiști și cercetători din întreaga lume. For me. It's very moving to see that. Pentru mine este o experiență foarte emoționantă faptul că doctoranți și cercetători desfășoară propria lor muncă de cercetare și cumva este interesant să ne imaginăm cum va arăta teatrul în 10, 15 sau 20 de ani, pentru că eu cred că fundamentele teatrale sunt aici. Pentru mine această experiență este deja foarte productivă, pentru că am cunoscut oameni pe care nu i-aș fi întâlnit altfel, din țări diferite, oameni interesați în același timp de abordarea teatrului. Așa încât mă consider norocos că am fost invitat aici de domnul rector Crișan. Este o ocazie rară ca un grup de specialiști să lucreze împreună toată ziua timp de 3-4 zile. Un atelier de primă importanță, spun eu, la nivel european. Avem un atelier condus de profesorul Patrice Pavis din Paris, probabil unul dintre cele mai însemnate nume în teoria teatrală mondială, cu specialiști, cercetători, tineri cercetători din întreaga lume. Și când spun din întreaga lume, chiar acoper o paletă foarte largă de țări, de la Brazilia, Egipt, Maroc, Ungaria, Franța, România, Republica Moldova și așa mai departe, care se unesc la Târgu Mureș pentru a-și putea coordona și reașeza întrebările cu privire la teatru, la actul performativ, la viitorul artistic spectacular în lume. Patrice Pavis a prezentat la Târgu Mureș și ultima ediție, a patra, a cunoscutului său dicționar de teatru, într-o versiune extinsă prin includerea ultimelor evoluții din teatrul mondial. Am avut sarcina dificilă de a scrie această nouă carte pentru a vorbi despre teatrul contemporan, folosind noi modalități de a privi teatrul, iar pe de altă parte pentru a face completări la dicționarul clasic, deci așa am hotărât să procedez. Această ediție este una completă, care include și termeni din practica actuală, care nu puteau fi lăsați deoparte, dar rămâne totuși în forma unui dicționar de teatru, deci este doar o continuare a acestuia. It's just a continuation of it.
În aceeași secțiune de cercetare, Festivalul Studio a programat o întâlnire cu universul creației regizorului italian Romeo Castellucci, surprins în cadrul documentarului Teatron, prezentat la Târgu Mureș chiar de realizatorii săi, regizorul Giulio Boato, sound designerul Lorenzo Danesin și producătorul Laura Belloni. Dramaturgul Alina Nelega a fost gazda dezbaterilor despre modalitățile inovative de creație specifice lui Romeo Castellucci. Teatrul său folosește actorii, lumina, scena, non-actorii, costumele la același nivel. Deci, dacă ai vrea să fii actorul care spune textul pentru a-și arăta maestria, cu Castellucci ai fi dezamăgit. Dar dacă ai vrea să înțelegi ce e teatrul, Castellucci îmi spunea că nu poate răspunde la această întrebare. Am denumit acest film Teatron, cuvântul grecesc pentru teatru, pentru că, după părerea mea, modul său de a face teatru chiar merge înapoi la rădăcini, la esența a ceea ce este teatrul. Roots to the essence of what is theater. Romeo Castellucci is a very, very important artist. Romeo Castellucci este un artist foarte important. Este considerat în Franța regele artelor italiene. E adevărat că noi, italienii, nu suntem chiar atât de amabili cu artiștii noștri, dar în America de Sud și în multe alte țări, Castellucci este foarte cunoscut. Iar acesta a fost primul documentar despre el, ceea ce a fost un lucru important pentru Giulio și pentru noi toți. For Giulio and of course for all of us. Giulio and I, we work normally together. Giulio și cu mine lucrăm împreună, atât în teatru cât și în film. Am ales să-l prezentăm pe subiectul documentarului nostru în același mod în care el folosește muzica și sunetul. Am hotărât să procedăm așa în cazul lui Castellucci, pentru că sunetul a beneficiat de o atenție specială de când am început munca la proiect. There is this special attention to the sound when Giulio started working. Deschiderea oficială a Festivalului Studio le-a adus participanților o incursiune fotografică în lumea spectacolelor Universității de Arte Târgu Mureș, prin vernisajul expoziției Chaos Architect, realizată de artistul și psihologul Traian Moldovan. Artistul fotograf și-a propus o incursiune în inconștient cu scopul de a reda stările protagoniștilor prin expuneri îndelungate și prin filtre menite să accentueze detaliile. Toată această expoziție a fost construită după aceste principii, principiile psihodinamice. În consecință ne aflăm undeva în inconștient, cum ne propunea Freud, aparatul psihic format din sine, eu și supraeu, așadar suntem în sine, unde sigur pulsiunile inconștientului probabil că se simt. Am încercat să sugerez cât mai bine toate aceste stări emoționale, conflictuale, pulsionale, da? Și pe măsură ce ne îndreptăm spre spațiu scenic, sigur, vom trece undeva în eu, un eu care reprezintă, de fapt, nucleul personalității și care își dorește să armonizeze cumva pulsiunile venite abisal din inconștient și ceea ce ne oferă realitatea. Traian Moldovan a avansat și a trecut la fazele superioare, adică la fotografia care 3D-ul să-l transpună în 2D. Ba mai mult, a trecut la o fază și mai superioară în care pur și simplu dimensiunea 4, adică timpul, a încercat să o introducă în fotografii și a și reușit în foarte multe dintre ele. Îi doresc autorului să continue acest experiment, pentru că experimentele sunt cele care... Experimentul, practic, este omului care nu este mulțumit cu ce a realizat până atunci și experimentele și omul nemulțumit, acestea sunt motorul, practic, al societății, care duc societatea înainte, descoperă lucruri noi. Asta aștept și eu în continuare de la fotograful Traian, fotograful și profesorul Traian Moldovan.
Festivalul Studio, întâlnirea școlilor de teatru, a cuprins și lansarea unei antologii de texte scrise de câțiva dramaturgi tineri, în cadrul proiectului de promovare a dramaturgiei contemporane Fabula Mundi, Playwriting Europe. Cartea, intitulată Bicicleta Roșie, este un proiect editorial al Universității de Arte Târgu Mureș, în colaborare cu editura Unitext, și a fost îngrijit de Alina Nelega, coordonatorul masteratului de scriere dramatică din cadrul UAT Târgu Mureș, alături de Anda Cadariu și Sandu Macrinici. Antologia cuprinde și două piese de teatru pentru copii, iar publicarea sa a reprezentat un efort amplu de traducere, pentru că textele aparțin în mare parte unor dramaturgi străini. Foarte multă lume ne cere textele, ne roagă să îi ajutăm să contacteze autorii. Există un interes în universitate și nu numai pentru textul nou, pentru piesa nouă, ceea ce este scopul nostru, până la urmă, nu numai al masteratului de scriere dramatică, dar și al universității și al acestui proiect Fabula Mundi. Cele două secții ale masteratului de scriere dramatică au colaborat de la început, de la înființare, în traducerea textelor. Lansarea antologiei Fabula Mundi a avut loc în contextul în care masteratul de scriere dramatică din cadrul Universității de Arte Târgu Mureș, creat în 2009, împlinește 10 ani, timp în care a format 6 generații de tineri dramaturgi, unii dintre ei deveniți nume importante ale dramaturgiei românești contemporane, precum Elise Vilc, Gabriel Sandu, Olga Macrinici, Daniel Oltean, Alexandra Pâzgu sau Roxana Marian. Eu cred că am realizat multe, în sensul în care, foarte simplu spus, am făcut niște dramaturgi. Poate că cei care nu știu despre ce e vorba în atelierele de scriere creativă, în genul acesta de masterat, consideră că e o meserie care se poate învăța. Ea nu se poate învăța, este o vocație, de aceea și este în cadrul unei universități vocaționale, este la fel ca și actoria, este la fel ca și regia. Deci ceea ce am făcut împreună cu profesorii de la Universitatea de Artă este să dezvoltăm talentul acestor oameni și să îi încurajăm să scrie. Cel mai recent, aproape spectaculos, aproape ca un success story, este Daniel Oltean, a cărui piesă de disertație a luat premiul piesa anului acordat de UNITER. Masteratul ne-a oferit și posibilitatea întâlnirii cu alți dramaturgi, cu dramaturgi consacrați, atât din România cât și din străinătate. Aici am lucrat cu Ștefan Peca, am lucrat și am avut întâlniri și cu un regizor din, cu un dramaturg din Portugalia, dar și cu dramaturgi din America, practic. Au fost niște workshop-uri foarte interesante și din care am învățat extrem de mult, chiar și mici șmecherii în a scrie, adică acele tertipuri necesare pentru a duce un personaj undeva sau a duce o scenă sau a lăsa publicului, mă rog, cititorului piesei în primul rând, el este primul în contact cu textul, a lăsa o anumită tensiune, un anumit mister care erau foarte importante. Lucruri pe care, mă rog, chiar dacă te uiți la multe spectacole de teatru, nu e foarte ușor să-l înțelegi atunci când trebuie să scrii. Lansarea antologiei Fabula Mundi a cuprins și prezentarea scenică a unuia dintre textele incluse în antologia Bicicleta Roșie, piesa A te scufunda în apă, scrisă de Helena Tornero și pusă în scenă de studenții Universității de Arte, îndrumați de Monica Ristea și Elena Purea. Și spiritul i-a rămas acolo,
Pe vecii în apă. Abonata nu poate fi contactată. Este numele unui volum eclectic al studentei Georgiana Bighescu de la Universitatea de Arte Târgu Mureș, lansat în cadrul Festivalului Studio, un demers confesiv reflectat în formule literare variate. Acesta este un volum cu trăiri personale, dar și trăiri ale oamenilor pe care îi întâlneam, oameni pe care îi știam poate de ani întregi sau oameni cu care mă intersectam într-o călătorie cu tramvaiul. Și atât. Și este un volum pe care atunci când l-am scris mi-am dorit cumva să duc o poveste mai departe și să emoționeze și să aducă cumva acele sentimente în oameni, acele sentimente care cumva să-i ajute, să spun, sau să le arate că viața este, poate fi, de fapt, ușor de înțeles atunci când cumva găsim limbajul comun de a vorbi cu ea. Un volum care, dacă e să-l încadrăm într-un gen anume, lucrul ăsta va fi destul de dificil, pentru că această carte a ei îmbină proza, îmbină eseul, îmbină poezia, rezultând o carte foarte personală, rezultând un demers de cunoaștere al ei și al lumii din care ea e parte. Agenda ediției a 5-a a Festivalului Studio a inclus și lansarea cărții France Dance, Orient Express, editată de Institutul Cultural Francez, sub îngrijirea lui Andrei Popov și a Oanei Cristea Grigorescu. Volumul prezintă o serie de spectacole de dans contemporan din Franța, prezentate recent și în România, cu scopul de a contribui la creșterea acestui domeniu al artei românești prin înglobarea experienței franceze. Să realizeze uneori ceea ce tu nu reușești. În cazul de față, prietenii văd spectacole și își găsesc timp să și scrie despre ele. Pentru că prietenul pe care vreau să vi-l prezint în seara asta, deși pentru mulți dintre dumneavoastră nu mai are nevoie de nicio prezentare, se numește Andrei Popov și împreună cu Oana Cristea Grigorescu și-au făcut timp să vadă spectacole, mai mult decât de a vedea spectacole, să se ocupe de un fenomen, hai să-i spunem așa, că despre asta este vorba, și așa s-a născut această carte, France Dance Orient Express. Jurnalistul cultural Andrei Popov a activat în cadrul Institutului Cultural Francez din România și spune că valoarea spectacolelor franceze prezentate în România a crescut prin implicarea unor artiști români în unele dintre ele. Cred că acest proiect, France Dance Orient Express, în care a colindat de altfel 13 țări și care a ales România ca principală bază, dacă doriți, pentru cea mai mare bază de expunere în această călătorie. Acest proiect, așadar, a reprezentat la momentul respectiv o adevărată școală, o adevărată oportunitate pentru toți cei care practică în România acest tip de artă, dar mai ales un atelier extrem de viu pentru toți cei care se ocupă de artele performative. Un eveniment foarte așteptat la întâlnirea școlilor de teatru de la Târgu Mureș a fost concertul trupei Țarii Tibor Project, un experiment muzical care combină muzica acustică și cea electronică în compoziții clasice și moderne ilustrate vizual prin proiecții video adaptate temelor abordate de fiecare partitură, sub denumirea Sculpting Sounds. Proiectul este coordonat de Țarii Tibor, compozitor la Teatrul Maghiar din Timișoara, alături de violoncelistul clujean Sobo Iože Otila și de autorul videoproiecțiilor Erăș Laszlo.
Starting Sounds mi-a venit de la ideea că l-am dat, am avut un concert în vara trecută, adică vara asta, de fapt, care a trecut. Și acolo m-a invitat o artistă care sculptează. Și a avut un vernisaj și a zis că hai să facem împreună un concert și așa. Și eu atunci mi-a venit ideea după acest vernisaj, adică chiar am dat la vernisajul, la concertul vernisajului, am dat titlul Sculpting Sounds și mi-am dat seama că de fapt asta e un bun nume sau o bună idee de a continua acest gând și de fapt noi sculptăm sunete. Sunete sunt sculptate într-un fel, chiar dacă sunt acustice sau electronice, nu contează, deci oricum sunetul e un fel de sculptură. Printre atâtea evenimente, întâlnirea școlilor de teatru a însemnat și 10 zile de workshop-uri diverse, în care studenții și profesorii de la cele 14 universități românești și străine participante au lucrat împreună în exerciții și studii de actorie, mișcare scenică, storytelling, media, efecte speciale sau artă digitală. În tipul ăsta de întâlnire în festival, când vin studenți din atât de multe școli, nu numai din România și din afara României, în fiecare zi ei au opțiunea de a merge unde vor. Ce le surâde. Noi avem o prezentare, fiecare dintre noi, cei care susținem workshop-urile, avem o prezentare, deci ei cumva înțeleg cam unde vin. Adică prezentarea trebuie să fie bine făcută ca ei să poată opta. Între evenimentele festivalului Studio s-a numărat și prezentarea susținută de criticul de teatru Cristina Modreanu despre scena românească la 3 decenii după căderea comunismului, în paralel cu lansarea unui număr aniversar al revistei Scena Ro și a volumului Teatrul Ro, 30 de nume, coordonat de Oltița Cântec. Suntem încă foarte izolați, deși au trecut 30 de ani, avem așa un delay, avem un delay istoric în primul rând și mai avem o rezistență la nou, o rezistență la ce se întâmplă în afară. Încă avem senzația asta că suntem puțin centrul universului și că teatrul românesc e cel mai bun și are multe lucruri foarte bune teatrul românesc, dar nu este realmente cel mai bun, adică putem să învățăm foarte mult de la alții. E vorba de nume noi și, într-adevăr, ei au început să aibă o voce în teatrul românesc cam în ultimii 10 ani. Cifra 30 este, eu zic, o coincidență până la urmă, speculată și agreată de către Oltița Cântec. Lansările de carte din cadrul festivalului au cuprins și lucrarea Estetica și Misterul Frumosului, scrisă de Sabin Sabadoș printr-o abordare empatică a fenomenului estetic de azi, văzut din perspectiva artelor spectacolului. La o lectură atentă a textului Estetica și Misterul Frumosului, vedem că în centrul preocupării și atenției autorului se află chiar omul. Se află omul cu izbânzile sale, cu așteptările sale, cu dorințele sale, neîmplinirile, eșecurile și așa mai departe. Această carte este despre explorarea frumosului în general, este despre explorarea frumosului artistic în particular, prin intermediul acelui ceva ascuns, acelui ceva ascuns al vieții, dar care totuși ni se arată și îl identificăm ca fiind frumos, îl identificăm ca fiind obiect estetic, obiect artistic și pe care îl regăsim cu precădere în arta teatrului. Festivalul Studio, ediția a 5-a, sau Teatrul de azi și pedagogia sa, transpuse în 10 zile de dialog cultural între universitățile de teatru din România, Italia, Ungaria, Marea Britanie, Ucraina, Germania și Croația. Nu noi am venit la 8 mai! La fel și eu! Ce?